Salut! Bine te-am regăsit la un nou episod de pe acest canal pentru ghid pentru YouTube. Videoclipul acesta o să vă arăt cu ce să editați și cum să editați, pentru că dacă am făcut deja un videoclip, ne va trebui ceva pe care să edităm. Nu să-l postăm direct pe YouTube, pentru că acest lucru nu va fi vizionat și nimeni nu se va uita și va crede că nu știi să editezi deloc și ce contează este foarte mult să știi să editezi. În general, sunt multe site-uri de a putea cu care să poți edita. Sunt YouCut, Viva VideoCut, I'm Short și KidMaster. Aceste patru aplicații sunt în top 5, ceva de genul aplicații în general. Dar iar cu cel care am început să fac YouTube și chiar merită să-l instalați este PowerDirector. Respectiv, cu PowerDirector poți să editezi chiar și dacă nu poți, îți dă un tutorial, un type și așa în continuare cum să poți edita. Dar putem să facem șmecherea aia ca să descărcăm un crack, dar nu vă sugerez mai mult. Dar bun, hai să trecem la deci în general scrieți PowerDirector și vă dă PowerDirector Video Editor, Video Maker, ceva de genul, și chiar merită. Am și luat și un update și chiar e șmecher, cum se zice, cel mai bun produs de film, numărul 1, aplicație de editor. Deci chiar merită să-l instalați și cu asta puteți să filtrați și green screen-uri și merită. Bun, după ce ni s-a instalat aplicația, așa arată. Dăm un run. Ne-a dat un mesaj de welcome, noi să dăm accept to continue. Iar respectiv așa ar arăta când îi dai run. Să nu vă gândiți că așa veți putea edita cu portativ ceva de genul, ceva trebuie să se va schimba efectiv tot, o să vedeți. Amunia spune aici că putem să filmăm și în 4K dacă vrem să plătim premium. Dar nu ne avem nevoie de premium pentru că noi filmăm gratis, ăla vrem. Bun, dăm la new project. Și aici putem să dăm un nume proiectului, să spunem îi dăm Brawl Stars. Și ce contează foarte mult, ce vă sugerez eu pentru voi, este să băgați 16:9. Deci 16:9 contează foarte mult. Bun. Bun, după ce ați băgat 16:9, o să vă întoarce de la portativ pe schema asta, să spunem. Na, înțelegeți? O să dăm pe videoclipul nostru pe care l-am făcut, ceva gen, eu am filmat un videoclip ca să vă explic cum trebuie a edita și cum am arătat cum să și filmați. Dăm pe videoclip, dăm un plus peste el. Ok, după ce ați făcut chestia asta, o să vă întoarcă fix aici. Deci dacă vreți să vedem videoclipul, dăm pe... Na, înțelegeți, îi dăm un run prin partea asta. Îi putem în pauză sau start. Bun, să spunem că partea asta nu îi place deloc când intrăm în joc și vreau direct cu Bibi să înceapă. Merem de exemplu partea asta, pam. Dăm la creionul acela și dăm pe spilt. Ceva de genul, tăiem partea aia pe care nu ne place. Avem partea asta care nu ne place, dăm la gunoi cu el și când o să începe videoclipul, ne-l ia direct pe Bibi. Bun, să spunem că nu ne place o parte, de exemplu, partea asta nu-mi place când selectez game modul și vreau direct să mă bag în match. Bun, m-am băgat respectivă în match, îi dau... Îi uitau ambele părți, iar ăsta în mijloc, ceva de genul, îl bag în gunoi. Bun, ne s-a creat o cut, să spunem un cut, de exemplu, care, de exemplu, e fără transmisiune. Vedeți? Direct ne bagă în match și nu arată frumos, că arată ca și dacă ar fi un default. Dar noi cum facem, Daniel, ca să nu se vadă acest lucru? Dăm pe ăla din mijloc, din cut-ul acela. Dăm peste el și ne s-a băgat ceva chestii aici, de blue, de fade și chestii dintre astea care, de exemplu, unii sunt și cu premium. Vom da pe fade și de data asta când o să dăm pe videoclip, îi dăm un start, nu o să mai fie tăiat direct. Deci asta este o transmisiune pentru a putea
să îl editeze ca lumea. Ok, hai să în felul următor, ce chestii mai sunt. Volum, ăsta ar fi dacă ar vrea să bagi pe zero muzica, dacă nu vrei să audă nimic. Dar ce vă sugerez este să lăsați 100%, dar dacă vorbiți, de exemplu, în videoclip și vreți să nu se audă nimic, atunci băgați pe 0 și gata. Bun, eu momentan n-am vorbit în el, dar eu în videoclipuri în general, dacă vorbesc și nu-mi place, atunci scot muzica. Audio maxing. Aici contează foarte mult ce faceți și cum faceți. Dacă, de exemplu, aveți o parte pe care nu vă place sau că ați vorbit și voi credeți că este incorrect, adică că nu e frumos, dați 0. Dacă băgați subscribe sau de green screen de genul care au voce sau ceva de genul, vă sugerez să băgați și pe la 0, pentru că nu e frumos să se audă peste videoclip, pentru că nu se aude cam muzica și nu e muzică calitativ. Muzica, cum vreți, îl puteți băga, dar ce vă sugerez foarte mult să lăsați la 80, ceva de genul, pentru că, na, știți vorba aia, mai bine mere, dar dacă vă gândiți ca lumea, îl putem băga 100%. Ok, hai să vedem ce mai avem. Avem Audio Tool, nu e bun de nimic, nu vă sugerez, nu ne ajută cu nimic. Filtre. Putem să filtrăm părți, de exemplu. Dar atunci dacă nu folosiți filtre, numai dacă, de exemplu, aveți, nu știu, un gol de like-uri sau, nu știu, ceva de genul. Dar ăsta e mai bun pentru video, pentru live-uri, de exemplu. Adujul ăsta, care, de exemplu, vă poate schimba videoclipul full și părți care ați tăiat. Să spunem că vreți să băgați brightness-ul mai mare, mai mic, dar mai bine să lăsați și nu îmi lasă chestiile astea, pentru că el poate strica videoclipuri foarte lejer și nu vă sugerez. Avem cod, spade, hui, temp și timp și na, șmecherii, na, știți, înțelegeți. Speed. Ăsta ar fi pentru timelapse-uri, pentru că mulți a spus că, da, Daniel, cum fac și eu un timelapse? Sau ceva de genul. Dăm pe ăsta, îi dăm un field, iar după îi dăm, nu știu, de exemplu, la ăsta, la partea asta, să spunem că e prea lung videoclipul, da? Dăm pe el, dăm pe speed, o să dăm pe speed și ne arată când, cum și ce vrem. De exemplu, eu vreau să-l dau pe 2, îl putem băga și 8, dar mai bine pe 2 arată. Bun, și hai să vă arăt cum ar arăta pe speed 2 tot meciul. Păi, în felul următor, deja am intrat și filtrele și uitați-vă cum a trece repede meciul. Stați chat. Bun, să vedem cât e repede trece meciul. Păi și gata, ăsta ar fi un timelapse. Bun, aici s-a oprit totul și da. Ok, amu, ce vreau să vă arăt este chestiile cu green screen-ul, pentru că mulți a spus că da, green screen cum pun, cum și ce pun și cum, dar cum pot băga un gol cu like-uri. Bun, să spunem de exemplu că eu n-am momentan green screen de șmecherii și o să bag o fotografie cu green screen. Ok, și acum avem venit partea interesantă pe care voi vreți să-l faceți, de exemplu când faceți YouTube. Cum să băgați subscribe? Butonul de subscribe, puteți să băgați videoclipuri și foto care vreți să editați cu green screen, dar da, eu sugerez mai mult să faceți cu videoclipuri, pentru că eu momentan nu-mi pot permite, că pe telefon e mai greu să instalezi videoclipuri. Dăm la video, dăm la foto, nu la video, am vrut să spun. Dăm la download, dacă aveți download-uri, de exemplu, videoclipuri sau ceva de genul. Dăm pe subscribe, plus. Ceva de genul puteți muta, nu știu, de exemplu, dacă nu vă place, puteți muta stânga, dreapta, jos, sus. Bun, cum dracu pot să scap de green-ul ăla? Dăm pe el, da. Dăm la creionul acesta. Dăm la Chroma, okay, I'm so sorry. Nu chiuleze la gen la engleză, nu chiuleze la ora de engleză, pardon. Dăm pe, să zicem, creionul ăsta, dacă e creion. Dăm pe acela verde, pardon, nu albastru, nu zic albastru, dar e verde. Dăm pe verde acela, îi dăm înapoi și ne-a dispărut butonul de, adică ne-a dispărut green-ul prin deasupra butonul de subscribe.
putem să facem mai mare, mai mic, mai major, mai frumos, poți să-l mutăm. Bun, și de exemplu când noi să venim, pac, stați, nu, nu așa am vrut să fac. Bun, după ce să terminăm meciul, să terminăm videoclipul, acolo apare butonul de subscribe, dar videoclipul o sugerez cel mai mult pentru că mai mult merită. Ok. Bun, după ce s-a făcut videoclipul, suntem gata de a-l băga pe YouTube. Vom da pe chestia aia de sus, lângă șurubel, ca să-l procesăm videoclipul și ne arată unde vrem să-l băgăm. Pe galerie să-l salvăm, pe YouTube, share on Instagram, share on YouTube, share on Facebook sau dacă vreau să dau alte lucruri, de exemplu să-l adaptez altundeva și export project to Klaber link, de exemplu dacă vreau să-i dau numai să fie salvat în Power Director. Noi o să merg aici, o să dăm pe galerie, o să dăm pe 720p, cum am spus, nu trebuie să aveți neapărat 720p când filmați cu Mobizen, că puteți să aveți și 40, adică 480p. Dăm la project. Nu o să apară o reclamă, dar noi o să ieșim din el. Dacă e. Bun, am ieșit, dăm încă o dată project. Și gata. Dacă nu i-ar da reclame. Da. Dacă faceți, vă rog să faceți fără internet, pentru că nu e ceea ce trebuie. Bun. Amoni s-a procesat videoclipul, așteptăm să se proceseze. Ok, nu știu a câta oră fac acest lucru. Ce că save to character role. Și uitați, îmi zice că ce că este la storage, la emulator, to video și nu știu ce șmecherii. Dăm la share video to, nu știu unde mi-a dat. Îl putem băga direct pe YouTube sau Gmail, îl putem trimite. Dar ce mă sugerez eu foarte mult, pentru că după cum am văzut, update-ul acesta nu îl bag direct în galerie. Deci, după cum vezi, nu e dat direct în galerie, adică ne dă în fișiere, dar nu este în galerie. O să merem noi jos, o să-l băgăm în încarcă tu Google Video și direct acolo o să-mi se încarce. Vezi, ne zice dacă vreau să-l încarc, îi dăm încarcă și așteptăm să se încarce și că fotografiile. Pentru că dacă aveți Google Photo, vă sugerez foarte mult pentru că acolo mai bine merită. Ok, ne-a zis că videoclipul a fost salvat acolo. Ok, după ce ni s-a băgat în Photo Google, o să ne băgăm la Photo Google, ceva de genul. Pentru că nu se salvează după cum văd în galerie. Nu știu în ce motiv. În galerie nu știu ce nu vrea să se salveze, că cu update-ul acesta nu mere. Bun, și am avea videoclipul aici, în mod normal, cu full edit. Și da, vezi când s-a băgat și transmiterea. Și da, ceva genul acesta, acest program sau acest program, vă sugerez foarte mult să folosiți. Power Director mere foarte bine. Da, și legat de ceva chestii, că mulți o să ziceți chestia asta că, da, se vede acolo Power Leak și, adică Power Leak, hai că da, Power Director s-a vedea. Nu vă panicați, nu e nimic rău, eu așa am început să fac YouTube cu chestia asta. Se poate și mai rău, pentru că dacă promo poate, na, știți, promovați și voi, vă scoate și voi cu, nu știu, cu un sponsor, știi, ceva de genul. Dar, na, vă sugerez foarte mult Power Director și Mobizen, aceste două aplicații este important de a începe cu YouTube. Vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest episod, nu uitați de butonul de like, cele subscribe, iar noi o să ne auzim data viitoare. Aveți toate cele bune, bye!